Bun găsit, oameni buni, o nouă ediție emisiunii noastre. Invitatul de astăzi este domnul Gabriel Vâșu, manager la Asociația Păstrăvării Făgărașului. Bun venit în studio. Bine v-am găsit. L-am invitat pe domnul Vâșu pentru că urmează o perioadă în care se stabilesc strategii, o perioadă în care se stabilesc finanțări, de ce nu, legate de tot ce înseamnă activitatea țării Făgărașului. Pe partea de piscicultură, domnul Gabriel Vâșu are o strategie, are o viziune vis-a-vis de dezvoltarea țării Făgărașului privitor la acest aspect. V-ați făcut o strategie, am discutat foarte mult pe acest subiect cu dumneavoastră. Haideți să o detaliem puțin, să prezentăm și telespectatorilor cum ați gândit dumneavoastră dezvoltarea țării Făgărașului. Știu, o gândiți de mult, de ani de zile dumneavoastră promovați acest lucru, s-a văzut deja, s-au văzut și rezultatele, dar pentru următoarea perioadă am vrea să vedem cum stau lucrurile. Prima dată aș vrea să spun că până la sfârșitul anului, noi, Asociația Păstrăvării Făgărașului, trebuie să depunem o strategie, strategie care poate să primească maxim 2 milioane de euro, bani pe care noi să-i folosim în dezvoltarea acvaculturii și pisciculturii în țara Făgărașului. În prezent, asociația are un teritoriu compus din 7 comune în jurul Făgărașului, inclusiv municipiul Făgăraș. Și dacă anii trecuți ne-am gândit să promovăm mai mult prin imagine țara Făgărașului, din punct de vedere al păstrăvului care crește la noi, de data aceasta ne-am gândit să facem o strategie care să promoveze pescuitul recreativ în țara Făgărașului. Știm că pe la noi trece Oltul, avem foarte multe zone în care, din punctul meu de vedere, sunt mai bogate în pește decât ceea ce am văzut în ultimii ani în Delta. Deci am putea să dezvoltăm foarte bine acest mod de recreație, să zicem, și care este și un business foarte bun. Am văzut copii tineri, am văzut oameni pensionari în vârstă care își doresc să se recreeze activ. Asta este deja o altă noțiune pe care în Uniunea Europeană a prins foarte bine. Pescuitul recreativ, adică trebuie să facem ceva, să ne mișcăm, că e foarte clar, avem nevoie și când suntem tineri și când suntem bătrâni, trebuie să ne mișcăm. Și atunci, prin pescuitul, modul ăsta de pescuit, am putea să dezvoltăm odată țara Făgărașului, să dezvoltăm și afacerea, pentru că gândiți-vă, în momentul când vrei să mergi la un pescuit, ai nevoie de o locație, un bungalow. Aici era nedumerirea mea și mă gândesc că și întrebarea pe care telespectatorii și-o pun în acest moment. Vorbim de pescuitul recreativ, dar avem condițiile necesare ca acest pescuit recreativ să se dezvolte? De ce spun acest lucru? Sunt anumite locuri bine stabilite pe râul Olt unde se pescuiește de ani de zile. Se obține permis la Dritif, eu nu sunt pescar, dar aud și eu oamenii ăștia care merg pe... Nu este suficient pentru un pescuit recreativ. Sigur, deci ideea de pescuit recreativ este, de fapt, ideea de turism. Exact ca în turism. Cum am gândit să facem turism? Avem nevoie de pensiuni turistice, acum putem să gândim niște bungalouri. Dacă am putea să creăm condiții pentru turismul recreativ prin pescuit, gândiți-vă că pescarul, cel care este actia după pește, vine cu nepotul, vine cu nevasta, trebuie să ne gândim și la diversificarea acestei activități. Adică eu român și pescuiesc, îmi place, nepotul meu sau nepoțica mea vine cu mine, îi găsim în niște îndeleniciri care pot să fie cicloturism, mersul pe bicicletă, mersul pe cal. Sunt foarte, foarte multe activități conexe. Și astea ar putea fi prinse în strategia asta dumneavoastră de care la asta, răspundeți. Asta ne gândim, da. Sigur, este un mod de gândire. Aștept cine are idei să vină să le spună, pentru că, v-am spus, mai avem la dispoziție aproximativ 2 luni de zile și trebuie să facem strategia. Asta este o gândire. Vom continua clar cu festivalul păstrăvului, care mulțumesc celor care l-au făcut. Au fost 2 ediții foarte bune. Am reușit să promovăm țara Făgărașului extraordinar de frumos prin cele 2 festivaluri. Am mai avut și avem iarăși în gândire să reamenajăm bălțile care au rămas urmare în diguirii Oltului sau canalizării Oltului, să le punem tot așa în evidență și nu
În ultimul rând, ne gândim să creăm condiții pentru păstrăvării, să se înființeze noi păstrăvării sau cele care există acum să se modernizeze. Sunt bani foarte, foarte mulți în Uniunea Europeană. Pot să vă spun că în România, de exemplu, consumul de pește este asigurat din producția internă sub 13%. Restul totul importăm. Deci este o piață extraordinar de mare. Afacerile în domeniul ăsta sunt extraordinar de rentabile. Și nu este foarte complicat. Vă dau un exemplu, o vacă de pe un hectar are nevoie de un hectar de fân să mănânce, îi trebuie un hectar să facă 100 de litri de lapte. La un pește îi trebuie jumătate de metru pătrat ca să facă un kilogram de carne. Deci sunt foarte multe diferențieri. Marea problemă a pescarilor e faptul că sunt mulți pești, dar este mai multă apă. Deci sunt acoperiți cu apă pești și de asta nu prea îi putem prinde totdeauna. Însă e foarte, foarte bună ideea asta de business, foarte clar. Da, dar dumneavoastră văd că încurajați și m-am văzut și în anii trecuți, încurajați foarte mult această activitate care este bănoasă, activitate care la urma urmei poate să facă în așa fel încât o familie să trăiască bine, făcând această afacere de familie la urma urmei. Dar aici este un mare semn de întrebare. Intrarea în legalitate. Pentru că știm foarte bine, nu ne mai ascundem după deget. În Țara Făgărașului sunt nenumărate păstrăvării, dar foarte puține dintre ele sunt autorizate. Este iarăși o mare discuție. Pe de altă parte, în curtea omului nu prea poți să te amesteci atâta timp cât el nu vinde. El are două lacuri acolo în grădină și zice, dom'le, eu le folosesc pentru consum propriu, atât. Cu ghilimele de rigoare, nu vând nicăieri și doar pentru consum propriu. Haideți să îi facem pe oameni să înțeleagă lucrul acesta, că intrarea în legalitate nu face să le aducă decât beneficii. Vreau să vă spun că săptămâna viitoare și perioada următoare noi vom merge în comune, o să încercăm să discutăm cu oamenii, să le explicăm ce înseamnă avantajul a fi în legalitate și ceea ce înseamnă să producă, cum ziceți dumneavoastră, pentru consum intern. Pot să vă spun că am fost și suntem căutați de lanțuri de magazine mari care doresc să vândă păstrăvi, cu alte cuvinte doresc să vină să-l ia de la noi, de la asociație, însă noi nu ne putem angaja în acest moment la așa ceva pentru că nu avem o continuitate sau mai bine zis o ritmicitate a livrărilor. Și atunci niciun magazin mare nu își dorește ca, să zicem, acum să-i duc 30 de tone și luna viitoare să nu-i dau niciun kilogram de pește. Aici este marea discuție. În momentul când, cum văd eu lucrurile, când cineva va avea desfacere asigurată, că știm marea problemă nu ar fi chiar numai să produci. Marea problemă e să vinzi acum. Și atunci, dacă un astfel de acvacultor ar produce și ar ști că noi, asociația, putem să-i și comercializăm, să-i vindem sigur marfa, atunci ar intra în legalitate. Altfel, cum ați spus, fiecare face cum face, dar nici treaba asta nu o să mai meargă la nesfârșit, pentru că, vedeți, și vine sanitar-veterinarul. Deja sunt multe, multe probleme și după 26 de ani, cred că și noi românii ar trebui să înțelegem că chiar dacă nu este foarte logic ceea ce este în legea românească, este însă bine să respectăm legea. Spuneați mai devreme că aveți în strategie intenția de a promova construcția de bungalouri sau ceva asemănător. Țara Făgărașului, Munții Făgăraș, de fapt, nu doar Țara Făgărașului, a fost declarat parc național. Acum, condițiile de construire pentru construire vor fi altele. Aveți în vedere, ați avut în vedere lucrul acesta? Tocmai de asta am spus și în strategia noastră, nu o să gândim să facem hoteluri, cum sunt în alte finanțări, de exemplu în PNRR. Noi ne-am gândit să facem acele construcții care nu au nevoie de fundație continuă ca să se supună aprobării legii 50, legea în construcții. Deci aceste bungalouri pe care noi le promovăm, să zicem, sunt niște construcții ușoare, iar autorizarea care trebuie să fie obținută este mult mai simplă. Deci nu trebuie o gândire extraordinar de mare. Mai mult de atâta, așa cum a spus, Munții Făgărași, nu numai,
și cealaltă zonă dincolo de Olt, Natura 2000, și acolo sunt probleme referitor la construcții. Într-un fel este bine că avem așa ceva, pentru că eu zic că în 5 ani de zile zona noastră va fi foarte cunoscută, nu numai prin pește și prin altele, și atunci vom avea o mare, să zic, atu față de ceilalți. Nu avem șosele extraordinar de bune, însă sunt încă practicabile, nu aveam acea infrastructură care să distrugă mediul. Cu alte cuvinte, noi am reușit, prin neputință pot să spun, să păstrăm această zonă aproape intactă. Iată că și neputința este bună la ceva. Sigur, este exact ca și la autostrăzi. De ce să mai construim autostrăzi când mâine, poi mâine o să inventăm teleportarea și atunci nu mai avem nevoie de autostrăzi. Bun. Da. În această strategie pe care dumneavoastră deja mă gândesc că o aveți foarte creionată, aveți practic un scenariu al întregului proiect. Vă axați în principal pe turismul de pescuit. De pescuit. Care ar fi un alt punct pe care dumneavoastră îl aveți în vedere în cadrul acestei strategii? Vrem să facem ca, să zicem, la nivel național și nu numai, la nivel european chiar, un lanț de hanuri pescărești, hanuri cu legende pescărești, am spus eu, și unul dintre aceste hanuri să fie în zona noastră, în Țara Făgărașului. Gândiți-vă ce ar însemna ca peste tot pe unde curge Dunărea să fie astfel de hanuri unde să mâncăm mâncare din pește, peștele tradițional locului, cum ar fi la noi să mâncăm păstrăv. Să se cunoască și la Viena și la Budapesta și așa mai departe, că dacă mergi în Făgăraș, găsești păstrăvola cu... Și există o rețetă specifică zonei. Un meniu asemănător la toate... Când mergem în Viena să găsim, eu știu ce au ei pe acolo, știu că de Olt, de Dunăre, aspecte de genul ăsta. Și aici gândiți-vă ce ar însemna și din punct de vedere al schimburului comercial. Pentru că noi dacă am, să zicem, am avea un han în zona noastră, ar mai fi un han, să zicem, la Călăraș sau undeva aproape de Delta, e foarte clar că noi o să putem să le dăm păstrăv, la noi crește păstrăvul. Și ei pot să ne dea, știu că, scrumbie de Dunăre și așa mai departe. În așa fel încât, în momentul când intri într-un han pescăresc, pe lângă faptul că o să spui multe povești pescărești, o să poți să și mănânci ceva specific, adică din pești. Iarăși ce vreau să spun, că această strategie are în ea tot ce doriți dumneavoastră, dar acel ce doriți dumneavoastră trebuie să miroasă a pește. Absolut orice putem să facem. Deci nu ne gândim neapărat la, când spunem Asociația Păstrăvarii Făgărașului, ne gândim numai și numai la păstră. Nu, e foarte clar. Absolut orice miroase a pește, orice crap, policultură, chiar sunt în alte măsuri din POPAM, sunt acele finanțări pentru a introduce specii noi. Și în România deja a venit somonul african. Sunt specii noi care sunt foarte bune din punct de vedere al consumului, adică cresc foarte repede și așa ceva se poate. În cadrul acestei strategii, care este aria? Pentru că noi cu televiziunea ne vedem în tot județul Brașov. Ar putea veni oricine din județul Brașov să se înscrie? Sau... În acest moment, noi avem... O zonă, teritoriul nostru, este doar în jurul Făgărașului, 7 comune, începând de la Șercaia până la Voila inclusiv. Însă, în viziunea noastră, vrem să mergem până la Doripesco, la Hălchiu, delta din Carpați, iar dincoace către Sibiu, până la Sibiu, Arpaș. La Arpaș, la Albota. La Albota. În așa fel încât, munții Făgărași, polele munților Făgărași, pe partea asta noastră, să fie străbătută, să zic, de pescarii din asociație. O mare parte din locuitorii acestei zone, de-aia v-am întrebat care este aria, ca să mă gândesc, sunt proprietari, cel puțin cei din zona Oltului pe acolo, proprietari de lacuri naturale. Sigur. Ei ar putea veni în întâmpinarea acestei strategii? Absolut oricine. Policultură, creșterea crapului. Putem să facem, avem în gândire, numai că aici e un pic complicat, ca pe lacurile de acumulare, de la Voila, de la Dridif, așa mai departe, sus, să se poată crește crapul, care este foarte bun, în viviere piscicole.
Sunt plaselele unde numai practic dai de mâncare și el crește și îl recoltezi. Deci absolut orice, șalău, nu punem problema. Doar trebuie să fie, pot să vă spun, dacă sunt niște gândiri foarte mari, adică au nevoie de bani, să zicem, de 1 milion de euro, atunci o să-i ajutăm să scrie proiecte sau să depună proiecte pe acele măsuri unde pot să facă așa ceva. Noi, în general, ne gândim la activități conexe pescuitului. Nu ne punem, să zicem, facem acum o păstrăvărie care să producă 100 de tone pe lună de pește, că ceva imens. Noi nu. Noi gândim să dezvoltăm pe cei mici, cum ați spus, să-i ajutăm, să le dăm undeva la 100.000 de euro și ei să vină să își completeze. Și aici vreau să spun că în POPHAM, actuala finanțare, sunt eligibile și aporturile în natură. Dacă toate celelalte proiecte, programe care sunt acum, fondurile structurale în România, tu ești obligat să vii cu cota ta de finanțare doar în cash, adică cu numerar, cont bancar, scrisoare de bonitate și așa mai departe, la noi în POPAM putem să venim cu balta, care ați spus dumneavoastră. Eu am o baltă, vine un evaluator, ANEVAR, și spune, balta asta ta valorează cam atâta. Cota aia tu poți să o aduci ca și cotă de cofinanțare la proiectul tău. Noi îți dăm niște bani, cash, și tu te apuci și modernizezi ceea ce ai acum, balta. O decolmatezi, faci garduri, pui panouri solare, așa mai departe. Îți produce energie, vinzi pește, faci policultură, crap, caras, ce credem că se poate... poate să crească în balta noastră. Acea fabrică de pește, vă întreb acum, vă adresa acum o întrebare așa, nu știu, mai personală, nu știu cum să o numesc. Știu că vă străduiți de câțiva ani de zile să faceți acea fabrică de procesare pește aici. O aveți prinsă în strategia asta? Încă insistați va veni cineva care să... Acum vreau să spun foarte deschis. Deși Dori Pescu are așa ceva, are procesare, eu zic că e încă nevoie și chiar vă spun mai mult, am gândit ca această fabrică să fie ceva, un fel de abator mobil, care să poată să meargă, deci abatorul ăsta mobil să meargă la cel care are pește și să o închirieze pe rând, să meargă pe la fiecare, astfel încât să beneficieze toți membrii asociației de această fabrică, deci ea să nu fie statică. Ce a mai apărut acum o noțiune foarte interesantă în Uniunea Europeană, nu putem să facem fabrica dacă nu avem și un incinerator obligatoriu. Deci la noi încă ce eviscerăm, dăm la animale, dăm la câini, pisici, așa mai departe. Nu e voie. Și atunci, obligat, dacă vrei să faci procesare, trebuie să ai și incinerare. Da, interesant, cum ați zis dumneavoastră, fabrica asta mobilă. Da, efectiv, se duce la furnizorul de... La producătorul de pește. Producătorul de pește. Furnizorul, mă referam la furnizorul de materie primă pentru, eu știu, conserva, nu știu care, să știu ce vreau să fac. Se duce la el, ia peștele... El știe că are acum într-un bazin, are 3 tone de păstră pe care trebuie să-l scoată la vânzare. Una e când îl duce așa la magazin, și alta e când îl duce eviscerat. Deja prețul, valoarea adăugată, foarte, foarte multe. Da. Câștigă. Putem, dacă vrem să gândim mai departe, avem nevoie și de o fabrică de gheață pentru așa ceva. Deci toate astea, eu am spus, oricine are idei legate de piscicultură, de procesare, de acvacultură, să vină absolut orice idee, o analizăm și dacă considerăm că este, se poate finanța, fără probleme. Deci, practic, așa, ca să tragem o concluzie a discuției noastre, practic, această strategie de dezvoltare se face, se depune, se obțin banii, după care cei interesați de achiziție, să zic, anumitor lucruri, vin la dumneavoastră. Corect. Și... Vin la noi și noi ajutăm să obțină finanțarea pe așa ceva. Adică procedura ar fi mult simplificată decât să mă duc la București, să depun acolo. Vină la noi și noi îi spunem, ok, pot să faci asta în următoarele condiții. Asta vreau să zic, cât de simplă este, pentru că oamenii de multe ori se feresc de complexitatea actelor, de multele drumuri pe care trebuie să le facă pentru a obține un proiect din ăsta de finanțare. Cum să vă spun, nu este foarte ușor, adică gata, am o idee și mă apuc să o fac,
Apropo, facem niște cursuri special pentru antreprenori sau viitori antreprenori și toată lumea are impresia că e simplu. Nu e chiar așa simplu, însă nu e nici de speriat. Lumea se sperie sau s-a speriat foarte mult pentru faptul că cineva i-a scris proiectul, el a zis ok, eu îl duc mai departe, îl implementez și la implementare are probleme, pentru că sunt normele ale Uniunii Europene. Zice, nu ai voie să cumpere asta, trebuie să faci procedură de achiziție. Sunt niște chestiuni impuse, adică o măsură, eu zic, normală, pentru că și Uniunea Europeană zice, măi, eu îți dau banii, dar faci cum spun eu. De ce? Pentru că toți din Uniune trebuie să facem la fel. Asta este gândirea. Da, așa este și mi se pare normal, la urmă, urmei finanțatorul îi impune regulile. Da. Și, mă rog, ce a fost până acum în România, sigur, noi românii avem o calitate, suntem proprii noștri dușmani, adică cei care au lucrat și lucrează funcționari ăștia publici, ei știau doar așa. Nu. E, acum, prin astfel de chestiuni, cum suntem noi, flagurile, și similar cu galurile, se încearcă să se descentralizeze. Adică noi să știm ce ne trebuie în teritoriul nostru, noi să ne finanțăm și noi să ne ducem la implementare ideea. Altfel, noi scriem proiectele, ei de la București, din birouri, habar n-au ce se întâmplă în teritoriu și zic, ok, bifă și nu îți respinge proiect. Zice că nu-i bun. Vă dau un exemplu, zice, aduceți-mi bon de motorină. Ok, bun. De unde să mai iei motorină în ziua de azi decât dintr-o stație autorizată? Zice, păi nu, trebuie să scrieți nu știu ce pe bonul ăla. Păi zic, mă, sunteți stâmpiți? Cum să faci așa ceva? Păi dacă te duci la caserița aia și dai un număr, ia scrie orice număr vrei tu. Deci e o prostie mare, mare, mare. Adică, în loc să zică, da, domne, te poți plimba de 300 de litri de motorină, ai depășit aia 300 de litri, nu-ți mai decontezi. La noi nu. Du-te tu, roagă-te de tante aia să scrie un cod pe bon și chestiuni care nu-și mai au rostul acum. Pentru că, după mine, cel care fură, nu fură la 15 bani la motorină sau o chestie de genul ăsta. Pentru astfel de activități. Și sunt foarte, foarte multe. Iarăși o anomalie, ziceam, de ilegalitate. Ministerul vine și spune, pescarii sunt doar cei recunoscuți de ANPA, Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură. Și eu am întrebat, cine sunt ăștia? Păi un organism ca și orice ONG. Bun, dar de ce recunoașteți numai pe ei? Pentru că, ziceți așa, ca să poți să primești fonduri, trebuie să fii persoană juridică. Adică SRL, PFAI, chestii de genul. Ce înseamnă asta? Tu trebuie să te înscrii la Registrul Comerțului și devii persoană juridică. După aia, tu dacă vrei să produci păstrăv, da, trebuie să, da, ai niște condiții. Condiții pe care ți le impune Direcția Sanitar-Veterinară. De asemenea, ca să poți să vinzi păstrăvul, tu trebuie să ai un certificat de producător care ți-l dă orice primărie și medicul veterinar zice, ok, peștele tău e bun de vânzare. Ce mai întrebe AMPA? Deci e iarăși o chestiune la nivelul ăla de sus de minister. Oamenii nu știu că în teritoriu este altceva. Lucrurile stau cu totul altfel. Da. Și chiar ieri am discutat și au spus, bun, faceți-ne un memoriu și explicați-ne. Păi, mă, aveți juriști, minister, aveți oameni plătiți pentru treaba asta. De ce nu întrebați în teritoriu? AMPA. Păi AMPA este gen Doripesco, da, care are 460 de hectare de luciu de apă și așa mai departe. Dar unul micuț care are o păstrăvărie, cum ziceți, în fundul grădinii, el zice, de ce să intru în legalitate? Dacă legalitatea asta este văzută doar acolo. Legalitatea e cea făcută de legiuitor, nu de către minister. Aspecte foarte multe. De aia în țara asta, am spus-o, noi românii suntem proprii noștri dușmani. În loc ministerul să vină să ne întrebe pe noi în teritoriu care este realitatea, el de sus vine, lansează, zice, spre consultare, un ghid care e o chestiune seacă, nu-i nimic la îndemâna omului. De-aia nu cheltuim banii. Și foarte multe aspecte. Sperăm că... Da, cred că telespectatorii s-au lămurit vis-a-vis de ce înseamnă această strategie de dezvoltare a țării Făgărașului axată pe piscicultură. Înainte de a ne lua la revedere, vreau totuși să vă întreb o chestiune, să zic, o chestiune ce privește macro țara Făgărașului.
Această strategie de dezvoltare axată pe piscicultură este oarecum în concordanță cu strategia de dezvoltare pentru pe viitorii ani făcută la Primăria Făgăraș? Cea din Primăria Făgăraș am văzut-o, nu, mă rog, da, da. Putem să spunem că este complementară, se poate plia în strategia municipiului Făgăraș, dar tot așa componenta noastră ar fi mai mult pe partea de turism, de dezvoltare și promovarea turismului prin... Care este prevăzută care și este în acea prevăzută. Strategie. Ce vă pot spune? Prima dată că și anul acesta vom face Festivalul Păstrăvului, undeva spre sfârșitul lunii septembrie. Octombrie. Deci la sfârșitul lunii. După care aveam în gândire să facem o asociație a tuturor primăriilor din Țara Făgărașului care au, să zicem, gândire, dezvoltarea și promovarea turismului durabil. Și atunci, sigur, strategia noastră de acvacultură, piscicultură va fi o parte din acea strategie macro-regională pe care dorim să o facem. Că este foarte important și mie mi-a plăcut ce ați spus dumneavoastră la începutul emisiunii, aceea că v-ați gândit la un turism sportiv, un pescuit activ pentru turism. Da, practic, da. Această activitate și strategie nu face altceva decât să dezvolte Țara Făgărașului, pentru că în momentul în care aceste lucruri sunt bine puse la punct, așa cum le aveți dumneavoastră în strategie, nu face altceva decât să crească numărul de turiști și practic crește plus valoarea pentru fiecare dintre beneficiarii acelor. Deci eu aștept pe toată lumea care are idei. Nu contează ce, am spus, dacă sunt 10 idei și una este bună, este ceva splendid. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Eu sunt Sandu Gherghe și vă doresc toate cele bune.